Mergem mai departe. Maia Morgenstern și Vlad Zamfirescu demonstrează că totul se transformă. Cel puțin așa se întâmplă în piesa pe care o joacă împreună pe scena teatrului, pe scena Teatrului Național. Maia Morgenstern și Vlad Zamfirescu sunt acum aici, ne povestesc despre această piesă și ne pregătim pentru Teatru Ciucă. Da. Perfect. M-ați luat prin surprindere. Bună ziua, bine ați venit, sărut mâna, doamnă, dați-mi voie să vă sărut mâinile, așa am învățat la Târgu Jiu. Vă rog frumos să luați un loc. Mulțumim. Și un măr. Și un măr. Și un măr. Elegant. Maia Morgenstern și Vlad Zamfirescu ne povestesc despre piesa de la Teatrul Național, corect? Bine, da, vă găsim. Mulțumim. Adică aici l-avem și pe domnul regizor, să înțeleg. Exact. Da, și coleg și regizor. Și regizor. Da, acum... Ceva mai sever. Mai exact, mai demanding, da, cum spunem noi în franceză, decât regizorul Vlad Zamfirescu, mai greu, doamna, mai rar. Fiți atentă ce întrebare am pregătit. Ai. Pentru mine sau nu, pentru maestru? Pentru regizor. Maestru. Domnule regizor Vlad Zamfirescu, vă este greu să lucrați cu actorul Vlad Zamfirescu? Ce zonă mai mă crește? Da, l-am întrebat pe regizorul Vlad Zamfirescu dacă e greu să lucreze cu actorul Vlad Zamfirescu. Fantastică întrebare. Mulțumim pentru această întrebare. Da, da, minunată întrebare. Mă supără din când în când actorul și pe actorul supără din când în când regizorul. Am Deci e mereu o luptă. Găsim-o, până la urmă găsim-o împăcare. O cale și de mijloc, comunicare importantă. Vorbim despre totul se transformă. Pentru exact că, așa se numește. Da, totul se transformă, a lui Alex Popa, un dramaturg român, un dramaturg tânăr, un dramaturg extraordinar de interesant, un dramaturg căruia nu-i scapă nimic, l-am chemat, l-am invitat, dau din casă, dau din scenă, dau din sala de repetiții, l-am chemat nu de puține ori, la telefon mult mai des, cum e replica, situația, ce înseamnă, ce a vrut să spună, ce înseamnă 3 secunde față de 3 minute. Asta cred eu, în afară de faptul că l-am agasat, poate că m-a lint. Cred că i-a părut bine, sincer. Era preocuparea noastră permanentă. 4 actori. Regizorul e-compris, all inclusive, cum ar fi, ca să glumesc cu Iar lumea trebuie să înțeleagă că pot să vadă piesa asta la Teatrul Național, da? Și să le dăm totuși ziua, ora, dacă se poate. Și întrebarea e la teatru tot așa, unu ba? Noi respectăm normele stabilite, normele de organizatori, ne vom interesa de la zi, de la săptămână. Că se și modifică destul de... Normele sunt anunțate, cei în măsură să stabilească normele și regulile prin care putem să vedem un spectacol de teatru, un spectacol în general, și e foarte bine că putem să vedem spectacole și astăzi și mâine și în București, dar nu numai în București. Asta pe mine cel puțin, și poate nu sunt singura, poate sunt în asentimentul colegilor mei, maestrului meu, Vlad Zamfirescu, putem juca în țară. E important, a fost important, tocmai ne-am întors de la Călăraș, un loc, un oraș ce ne primește de fiecare dată cu bucurie, cu entuziasm. Am jucat aseară cu emoții, cu emoții inerente, pentru că vorbeam și despre dramaturg, în primul rând despre Alex Popa, condiția cu care am pornit la drum, fără de care nimic nu stă în picioare, să se respecte textul, ritmul, punctuația scenariului originar, piesei, întru totul, lacrimă, cristal. Și e un efort interesant pentru că nu e lăsat nimic la voi. Nu e cam despre asta, sunt lucruri extrem de precise unde și umorul, și conflictul, și deznodământul, și o să-l las pe maestru, pe domnul regizor, să vorbească mai mult. Oricum a rămas fără cuvinte. Da, ce vreau să le spun eu celor de acasă e că am citit un comunicat și am văzut că la Teatrul Național nu este nevoie de dovada vaccinării, nu este nevoie de dovada anticorpilor. În momentul de față se joacă cu 70% din sală. Sperăm de la 1 iulie, nu știu cum va fi, sperăm că va fi cu 100% sau după aceea, dar deocamdată 70% și fără cu mască, dar fără test de... și dovada vaccinării. Exact. Aveai bilețelul pentru că vrei vreau să anunț în țară, jucăm pe 15 iunie la Slobozia, nu mai văd. Pe 16 iunie la Galați, nu, mersi. Da, citiți dumneavoastră. Pe 21, așa, ține-o, e bine. Aici e bine. Aici e bine. Ia, țineți mâna la ochiul drept să vedem care aveți probleme. La stângul? Deja văd, da. Deja, e bine așa? Da, 21, numai gata. Aici? 21 iunie, Iași. Exact. 22 iunie?
Bacău. Ia să vedem unde jucați pe 28 iunie. La București. Bravo, felicitări pe 29 iunie. Pe 29 iunie jucăm la Ploiești. Bravo, mulțumesc. Doamna Maia Morgenstern. Pe 5 iulie, Vlad? Jucăm, la la Iași. Nu, greșit. București. 5 iulie, București. Pe 6 iulie? Da, jucăm. Jucăm, da, jucăm frumos. Unde jucăm avem bine. Telecabină? Unde avem? Unde mergem să fim, să vedem ursul? La? La Peleș. La Bran. Brașov. La Brașov jucăm. La Brașov. Pe 6 iulie. Deci reluăm. Încă o dată, domnul Vlad Zafirescu. Pe 15 iunie la? Nu, m-ai pierdut. Sunt multe. M-am enervat, doamne. La Galație, nu, Slobozia, 15 iunie. Lăsați, doamne, s-a dus pixul ăla. Asta, da, mă. Lăsați-mă să vă scot și eu. Ce-am găsit să fie al meu. Da, vă rog, asta. Băi, când ești actor, când asta, orice chestie de asta o faci, primești aplauze, știi? Adică... Da. Deci încă o dată reluăm. 15 iunie. Slobozia. Așa, bravo. Perfect. 21 iunie. Ăsta e Galaciu. Iași. Băi, nene, băi, nu ne înțelegem. Deci unde o să fie evenimentele? Puse pe Facebook, la Vlad Zamfirescu, la Maia Morgăjden, da. Să le vadă lumea? Da, da, și pe Cortina AG. Perfect, lumea poate să le afle de acolo. Într-adevăr, sunt spectacole în toată țara și cred că asta contează. Din nou alături de noi, actrița Maia Morgenstern, priviți, s-a schimbat. Ați făcut ceva, doamnă, și ați intrat într-un fel și ați apărut altfel acum. Acum, da, e pixul meu. A fost știi de ce? Dumneavoastră, știi de mulțumesc. Pentru că totul se transformă. Da? Doar la Teatrul Național. Alex Popa, autorul, regizor Vlad Zamfirescu. Și alături de noi joacă și Carmen Tănase și Mircea Rusu. Foarte frumos, dar vreau să le spunem celor de acasă că tu ai și regizat un film pe, după scenariul lui... Tot un text de Alexandru Povan, da? Exact. Se cheamă Secretul Fericirii, acum se găsește încă, e pe niște platforme de televiziune. Uh-huh. Așa că dacă vreți, puteți să le vedeți acolo pe, am voie să zic, private, Netflix și pe HBO Go. Perfect. Acum mai am o întrebare pentru doamna Maia Morgenstern, o întrebare extrem de dificilă. Vă rog. Aș putea să spun că acum e genial, acum mi-a venit doamna. Vreau să-mi spuneți, dintre regizorii cu care ați lucrat, și o să numesc doi, Vlad Zamfirescu sau Mel Gibson, care este, doamna, mai dur, mai sever? Răspunsul meu este da. Corect. Un răspuns corect, mulțumesc, să știți. Mulțumesc. Este un răspuns corect mingea. Și veți merge în etapa următoare. Ați câștigat o minge. Mulțumesc frumos. Pix minge, vedeți, nu plecăm cu una goală, avem și portocale și mere. Foarte bine. Să știți că noi vrem să vă invităm o dată să facem un joc cu dumneavoastră. Aveam și acum pregătit ceva, o nebunie de joc, dar nu mai avem timp, dar o să-l facem o dată ca să stăm pe îndelete. Data viitoare cu mare drag. Pentru că drag. Știu că și imitați foarte bine. N-am știut, dar poate că da. Da, nu, dar avem niște jocuri. O să vedeți despre ce foarte este vorba. Bine, până atunci mergem la teatru. Încă o dată, numai puțin să mă uit pe bilețel. Pe 28 iunie la București, pe 5 iulie la București, ca să știm pentru cei din București care se uită la noi, la Teatrul Național. Da, exact. Totul se transformă. Totul se transformă de Alexandru. La microfon, Vlad. Totul se transformă de Alexandru Pova. Bravo! Vlad Zamfirescu, maestrul acestui spectacol. Ieri a uitat 3 replici. A uitat 3 replici? Mm-hmm. Ieri? Am uitat o cifră. Era o cifră și am zis altă cifră. Și ce a fost între număr, noi... Număr. 2000. Dar știți de ce a uitat, doamna? Asta am putea face. Am uitat, am zis alt număr. Doamne, dar știți de ce a zis alt număr? Cred că se pregătește pentru doctorat, doamnă. Vă dați seama câte informații are în cap, câte are de învățat? Foarte interesant. Asta e? Foarte interesant. Pentru că o să-l avem invitat alături noi pe domnul... Doctor. Asta e. Vlad Zamfirescu. Alt nivel. Cu drag. Vă mulțumim mult de tot și vă mulțumim mai așteptăm. De invitație. Deci, mulțumim. Totul se transformă, Teatrul Național. Vă mulțumim mult. Vă așteptăm la teatru. Perfect. Doamnă, dați-mi voie. Voie vă dau, mingea nu vă mai dau. La revedere, sănătate, tot binele, mulțumim frumos. Sărna. Oricum vreau să vă las și pixul și mingea. Să rămână. La revedere. Să rămână. La revedere, numai bine. Perfect. Numai bine. Să rămână.